Pacea Domnului! Ce bucurie să fim și astăzi în casa lui Dumnezeu, în această ocazie frumoasă de sabat pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Suntem aici împreună să învățăm din nou din cuvântul Lui și să ne apropiem mai mult de împărăția lui Dumnezeu. Așa după cum cu siguranță știm, pentru că inimile noastre sunt fremătate de multe probleme, venim în casa lui Dumnezeu uneori obosiți, alteori îngândurați, alteori simțindu-ne păcătoși, alteori venim mândri, alteori venim în fel și chip, venim în locul acesta și cu toate acestea, cel mai important lucru este că venim la Dumnezeu. Pentru puținele minute pe care le mai avem la dispoziție astăzi, o să abordăm împreună un pasaj foarte frumos din Sfânta Scriptură și o să descoperim în această pildă rostită de Domnul Hristos, o pildă pe care eu am mai abordat-o și în alte ocazii, vom descoperi ceva ce ni se potrivește întotdeauna. În Evanghelia după Luca, la capitolul 16, este rostită o pildă de Domnul Iisus Hristos care îl reprezintă pe Dumnezeu și care îl reprezintă pe cei păcătoși. Evanghelia după Luca, la capitolul 15, Luca 15, de la versetul 11, voi citi. Este pilda fiului risipitor. El a mai zis, Domnul Iisus, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. În Orient nu era obiceiul ca averea să fie împărțită câtă vreme trăia tatăl. Această dorință a fiului mai tânăr să primească partea de avere ce îi se cuvine, înainte de moartea tatălui, nu spunea altceva decât că pentru el, pentru fiul cel tânăr, tatăl nu mai era. Nu-l interesa de el. Dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Ce să îi se cuvină? Când el s-a născut în familia aceea, a adus el ceva? A contribuit el cu ceva la prosperitatea și la binecuvântarea casei? A adus el și a agonisit el odată cu nașterea lui? Dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Vedeți? Pretenții peste pretenții. Și astăzi trăim într-un timp când tinerii noștri sunt aproape nemulțumiți de tot ce le dai. Și oricât de mult le-ar da părinții, tot sunt nemulțumiți. Cu mulți, foarte mulți ani în urmă, o verișoară de-a mea, din zona de unde eu vin, din sudul țării, îi spunea tatălui ei, dacă nu îmi cumperi tot ce vreau, atunci la ce m-ai făcut? Să-mi cumperi tot ce vreau, altfel la ce m-ai făcut? Da. Nu știu că acum 100% are și ea copii. Dacă copiii zic la fel, nu știu ce o să răspundă și ea. Dăm partea de avere. Tatăl le-a împărțit averea. A împărțit în două totul. Pentru că avea doi fii. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Într-o țară departe, nu sub privirile tatălui, acolo unde nu-l vede nimeni, unde nu-l știe nimeni, unde credea el că nu vede nimeni și nu știe nimeni, acolo a dus o viață destrăbălată și a cheltuit tot ce agonisise părinții. Că el nu știa cum se strânge. Pentru că dacă ai ști cum se strânge, n-ai mai risipi așa de ușor. După ce a cheltuit totul, ați văzut? A strâns totul și a plecat, a cheltuit totul. A cheltuit până la maxim, până n-a mai rămas nimic. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Încercările despre care vorbeam de mai devreme. La un moment dat vin încercările. Dacă nu prețuiești părinții, dacă nu prețuiești pe Dumnezeu când ai, când îți e bine, când e sănătos, când toate lucrurile merg așa cum ar trebui să meargă în normalitate, atunci se întâmplă ceva. Vine și răul. Vine și partea pe care îți-o dorești. Vine și momentul zguduirii, al cutremurului, al trezirii. Vine și momentul acesta. Că vrem, că nu vrem. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. El care avusese mult, dar pe care n-a știut să-i pună la schimbător. El care avusese mult, dar pe care n-a știut să-i administreze. În ciuda foametei ar fi trebuit să facă față. De aceea și el începe să ducă lipsă. Atunci, versetul 15, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească
porcii. Pentru un evreu era o rușine să stea în prezența animalelor necurate. În Sfânta Scriptură, în Levitic, capitolul 11, de la versetul 7, citim că porcul este un animal necurat. Ei nu creșteau, nu mâncau, n-aveau nimic de-a face cu ei. Și cu toate acestea, singura slujbă pe care și-a găsit-o în țara aceea, unde venise foametea, era să aibă grijă de porci. Ca să urmărim așa puțin decadența în care se ajunge când nu mai asculți de glasul Tatălui, când nu mai asculți de glasul lui Dumnezeu, niciodată nu se va prospera, ci întotdeauna se va coborî. Niciodată nu vom vorbi despre ascensiune. Există în cartea Deuteronom, capitolul 28, versetul 1, Deuteronom 28, cu cât o fi, o să-mi ziceți voi, unde zice: Domnul te va face să fii cap, nu coadă, cred că 13. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului, dacă le vei păzi și le vei împlini. 28:13. Mulțumesc. Domnul te va face ce să fii? Cap, nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta. Când ajunge tânărul acesta să ajungă, când ajunge să fie coadă? Când a ascultat sau când n-a ascultat? Înțelegem? Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să mănânce măcar mâncarea porcilor, care au niște roșcove, dar nu îi le da nimeni, că porcii intrau imediat în zonă. Știți că aceste roșcove cresc în niște copaci, eu i-am văzut în Spania, am și gustat să văd cum sunt semințele alea. Este nimic altceva decât pudra de carob pe care o mâncați dumneavoastră de la magazin, care este extraordinară. Conține foarte mulți antioxidanți. Ar fi vrut să mănânce, dar nu îi le da nimeni, așa că nici palea nu le mânca. Tânărul acesta, care acasă era respectat ca fiu, tata avea robi, nu făcea el ce era mai greu, făcea ce era mai ușor, dar lucra și el. Tânărul acesta, care era îmbrăcat, care poate că pleca cu mașina, venea înapoi, zicem noi, nu? Astăzi. Tânărul acesta, care avea tot ce îi trebuie, era bine. Era iubit. Era îmbrăcat, era încălțat, era respectat. La momentul acesta ajunge într-un loc unde nu mai are nimic din tot ceea ce avusese când a plecat, cheltuie tot, duce o viață destrăbălată, ajunge să fie flămând și acolo, așa, în dogoarea soarelui, în febra foamei, în disperarea lui, începe să depăneze puțin în trecut cam ce era pe acasă, cum era acolo, cum este aici. Niciodată nu s-a gândit când a plecat de acasă la durerea pe care a lăsat-o în inima tatălui. Nu. Nici nu s-a gândit la inima tatălui, care în fiecare zi mergea să se uite în calea lui, poate să întoarce fiul meu înapoi. Nu. Când benchetuia, când era bine, când cheltuia în stânga și în dreapta, când dădea de băut și de mâncare la prieteni și se dezmăța, n-avea nicio treabă cu ce a lăsat acasă. Acum însă a început să gândească. Zice Biblia, versetul 17, un element cheie pe care îl prezintă această pildă a Domnului Hristos: și-a venit în fire. Știți cât de importantă este această propoziție, și-a venit în fire? Mântuirea sau nemântuirea fiilor risipitori depinde de acest element cheie: și-a venit în fire. Pentru că sunt foarte mulți oameni, foarte mulți tineri și foarte mulți bărbați și femei care nu își mai vin în fire niciodată. Așteaptă părinții după ei să-și vină și ei în fire, să renunțe la ce au făcut, să lase de lucrurile pe care le fac și să-și vină în fire, dar ei nu-și vin în fire. Și sunt oameni care mor fără să-și vină în fire. Și-a venit în fire, zice Biblia, și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Mă voi scula. Era întins. Mă voi scula. Mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și-a venit în fire și a zis: mă voi duce la tatăl meu și o să-i spun că nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul lui. Nu mai sunt vrednic să port numele lui.
numai să mă lasă și pe mine să dorm în grajd, pe fân, cu argații. Și să mănânc și eu ce mănâncă argații lui, pentru că argații lui o duc mai bine decât o duc eu aici. Și a venit în fire și a zis că se va duce, că se va scula și o să-i spună tatălui său: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Adică împotriva lui Dumnezeu și împotriva părinților. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Citeam aseară, acasă, din cartea Calea către Hristos, scrisă de Ellen White. Era un pasaj unde zicea: mulți speră și vor să ajungă mântuiți. Ei speră să ajungă mântuiți și vor să ajungă mântuiți, dar nu fac nimic ca să ajungă mântuiți. Ai vrea să fii mântuit? Hai, cine n-ar vrea? Uite, hai să mergem pe drumul ăsta al mântuirii. Nici vorbă. Nici vorbă. Nu avem ce căuta pe drumul. Înțelegeți? Unii speră și vor să fie mântuiți, dar nu fac nimic să pornească pe drumul mântuirii. De aceea a spera și a vrea să fii mântuit echivalează atât. Zero. Tânărul acesta și-a venit în fire și a zis: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, am să-i spun că am păcătuit. Dacă doar își zicea, dacă doar își propunea, dacă doar spera să se ducă acasă, dacă doar vroia să se ducă acasă și nu s-ar fi dus, folosea la ceva? Nu, la nimic. Aceea s-a sculat, a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Știți în această parabolă cine pe cine vede primul? Iubirea are vedere bună. Tatăl l-a văzut primul pe fiul lui venit. Nu mai avea hainele cu care plecase pe el. Nu mai era tânărul acela voinic și puternic. Pentru că toată viața se destrăbălase. Își cheltuise tot ce se putea cheltui. Și acum se întoarce acasă. Tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul risipitor s-a întors acasă. Unde era averea? Unde era calul pe care a plecat? Sau mașina, dacă ar fi să vorbim despre asta, unde sunt lucrurile bune cu care pleacă tinerii? Nu mai avea nici sănătatea pe care a avut-o când a plecat. O să vă citesc imediat să vedeți de ce. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și mai avea de zis: fă-mă ca pe unul din argații tăi. Dar tatăl îl oprește. Nu lasă să continue mai departe. Nu lasă să ceară un loc de rob acolo unde el cândva fusese fiu. Tată, am păcătuit împotriva ta. Știți cum se numește în termenii religioși, bisericești, teologici? Știți cum se numește treaba aceasta? Pocăință. Am păcătuit. Pocăința. Părea de rău. Regretul. Este suficient pentru tată. Nimeni. Dar absolut nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu fără acest prim element vital. Pocăința. Părerea de rău. Când a plecat de acasă și a luat jumătate din avere, nici nu i-a păsat când a cheltuit, că va veni o zi că să se întoarcă acasă fără nimic. Și zice Biblia: dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Dacă l-a îmbrăcat cu o haină bună, înseamnă că el venise în zdrențe. Și nu vrea ca slugile din curte să-l vadă pe copilul lui în haine mai rele și mai ponosite decât aveau ei. Puneți-i haina cea mai bună. Haina cea mai bună în casă, cine credeți că o purta?
El și-a luat toate hainele, n-a mai avut haine de schimb. N-a mai lăsat niște haine de la mol în sufragerie, în șifonier să vină să și le ia. Nu, el și-a luat tot și a plecat. Nu mai avea haine bune pe care să le îmbrace la venire. Așa că tatăl a trebuit să-i dea cea mai bună haina lui să o pună pe el. Și a pus încălțăminte în picioare că sărmanul venise desculț de unde venise. Nici încălțăminte în picioare n-a mai avut. Și a mai pus un inel în deget. Dar nu pentru că urma să se căsătorească, cum se poartă astăzi verighete și inele, pe temiri motive că una sau alta. Ci pentru ca să arate statutul lui că nu este rob, ci el este prinț moștenitor în curtea aceea, în casa aceea. Cuvântul zice, aduceți vițelul cel îngreșat, tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mor și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească, să se bucure. Ellen White prezintă această pildă, această parabolă, într-una dintre cărțile sale numite Parabole Domnului Hristos. În această parabolă, Ellen White zice că în momentul când tânărul se întoarce acasă și când tatăl îl primește, el simte că trecutul este iertat și șters. Și îndrăznește să pună piciorul să intre în curte, acolo de unde plecase sfidător. Vă gândiți că el acolo de unde a urât, de ce credeți că a plecat de acasă? De ce a plecat de acasă? N-a vrut să mai stea în prezența tatălui. N-a vrut să mai audă mereu. Nu e bine. N-ai voie. Ai grijă. Vezi că vor fi consecințe. Vezi că vor avea urmări ceea ce faci. N-a vrut să mai audă nimic de toate acestea. Și a plecat cât mai departe. Acum, cu sfiala trebuie să pună din nou piciorul în curte. Să intre din nou în aceeași casă. Să audă din nou vocea tatălui. Dar vreau să vă întreb ceva. Știți de ce a îndrăznit fiul risipitor să se întoarcă acasă? Dacă el n-ar fi cunoscut bunătatea tatălui, iubirea tatălui, el nu s-ar fi întors. Tatăl din parabolă este prezentat aici de Domnul Hristos și explicat foarte frumos de Ellen White, este Dumnezeu. Fiul risipitor din parabolă, oricât de mult nu ne place de el, sunt eu. Și ești tu. Oricât de mult nu ne place de el, suntem fii risipitori. Chemați de Duhul Sfânt într-o zi să ne venim în fire. Până aici tabloul pare să fie interesant, însă se mai petrece ceva. Pentru că tatăl nu avea doar un fiu, ci avea doi. Despre cel mare, în primele versete, nu se zice nimic. Noi am zice că cel mare era neprihănit, era bun, era harnic. Fiul cel mare era cu minte, mergea la biserică, se ruga, predica, cânta, făcea bine. Fiul cel mare era demn de pus într-o pictură, cum pun cei din bisericile bizantine, te închin la ei. Fiul cel mare părea gata să plece la cer. Dar Biblia zice, fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. De ce? S-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Nu vroia să-l vadă, nu vroia să-l îmbrățișeze, nu vroia să dea ochii cu el. De ce? Să știți, dragii mei, că sunt unii oameni care ar vrea să vină la Biserica lui Dumnezeu. De acolo de unde ei sunt. Ar vrea să vină unii oameni la Dumnezeu de acolo de unde au rătăcit, de acolo de unde au suferit, de acolo de unde au cheltuit și s-au cheltuit. Ar vrea să vină la Dumnezeu, dar aici, când vor ajunge, au toate șansele să-L găsească pe fratele cel mare. Care, atunci când va vedea că Dumnezeu îl primește cu dragoste, atunci când va vedea că Dumnezeu îl ia în brațe și îl sărută pentru că fiul lui și-a distrus tot, atunci când îl ia în brațe și îl primește înapoi, el nu se poate bucura. Ci zice, tatăl său, a ieșit afară
și l-a rugat să intre. Hai și tu, hai să-l vezi pe fratele tău. Îți mai amintești poza aia când erai cu el? Hai să-l vezi și pe... Hai că s-a întors înapoi. Dar el, drept răspuns, a zis: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani. Și uitați termenii specifici pe care îi folosește. Și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Niciodată nu ți-am călcat porunca. Mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Eu niciodată nu ți-am călcat porunca. Tare neprihănit era acest frate mai mare. Eu am stat la biserică. Eu am predicat. Eu am ținut servicii divine. Eu am ținut drapelul sus când alții se destrăbălau și se bucurau în lumea asta. Și acum când vine Doamne să-L primești, de aceea este spusă pilda aceasta. Pentru că are un dublu înțeles. Unu, este pentru cei din vremea Domnului Hristos, când le spunea evreilor treaba aceasta, pentru că era la un pas în anul 34 să vină la mântuire și neamurile. Iar astăzi pilda aceasta este valabilă pentru noi, pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui prin Duhul Sfânt îi trezește pe cei care au plecat să risipească viața și averea în lumea aceasta și talentele și darurile și aptitudinile și tot. Și când vor veni la Dumnezeu, se va ridica un frate mai mare care să zică: ce? Eu nu mă mai duc la biserică. Să vină să-L primească Dumnezeu pe el sau pe ea care a făcut de toate și a făcut și aia și aia. Asta înseamnă că lui părea rău când a fost și el acolo să facă de toate. Mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied. Eu niciodată nu ți-am călcat porunca. Adevărat fariseism și adevărat legalism. Iar când a venit acest fiu al tău, el nu zice: a venit acest frate al meu, că nu mai recunoaște ca frate. Dacă fiul cel tânăr nu mai recunoaște pe tata ca tată și cere averea, nici el nu mai recunoaște pe fratele lui ca frate, zice: acest fiu al tău. Când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Este fiul tău, nu fratele meu. Veți descoperi, frații mei, pe măsură ce o să mai terminăm în două versete, o să terminăm pilda aceasta, o să descoperiți ceva extraordinar. Că pilda se termină într-un punct în care fratele mai mare nu intră în casă. Fratele mai mare nu intră în casă. Rămâne pilda aceasta oprită într-un punct în care urma să se vadă dacă va intra sau nu. Adică pilda aceasta pe care o spunea Domnul Hristos urma să-i pună la probă pe evrei să vadă: acceptă ei ca și neamurile să vină la mântuire sau nu? Sau acceptăm noi ca Dumnezeu să-i primească pe cei mai păcătoși din lumea aceasta când vin la mântuire? Sau deja ne simțim ofensați? Cum, Doamne, să le dai și lor haine albe? Cum, Doamne, să le dai și lor mântuirea? Cum să le dai iertarea? Cum să le dai pacea și bucuria cerului? Și lor ca și mie, care ți-am slujit fără să scalp porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat. Și cel care rămâne acasă îl vede pe tata ca fiind rău. Mie niciodată nu mi-ai dat. Lui ai dat, mie nu mi-ai dat. Ce zice tata? Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine. Și tot ce am eu este al tău. Tot ce am eu este al tău. Ce a fost al lui i-am dat, a cheltuit. Dar tot ce am eu acum este al tău. Totul este al tău. Sunt unii oameni care trăiesc în biserica lui Dumnezeu. Ca neavând nimic. Sunt atât de mulți oameni care trăiesc în poporul lui Dumnezeu. Ca neaparținând lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care vin la biserica lui Dumnezeu și se chinuie să țină, să păzească, să nu încalce, să nu mănânce, să nu bea, să nu se ducă acolo, să nu facă aia la altă, să nu privească nu știu ce, în dorința ca ei să merite măcar un ied. Când tatăl era dispus să taie vițelul și toată turma pentru ei amândoi, el cere măcar un ied.
Ciedul, sau mielul, fusese dat de Tatăl. Pentru că Iisus Hristos era mielul care ridica păcatele lumii. A fost dat pentru toți, dar El trăia ca și cum nu i s-a dat. Este posibil să vii la biserică, să păstrezi ca un legalist sâmbătă de la vineri seara până sâmbătă seara, de la apus la apus. Este posibil să vii să dai zecime, este posibil să vii să cânți, e posibil să vii să te rogi, e posibil să vii să ai o slujbă, e posibil să vii să faci ceva pentru Dumnezeu în cadrul bisericii și tu totuși să nu fii prieten cu Tatăl. Și tu totuși să nu cunoști caracterul Tatălui. Tu niciodată nu mi-ai dat. Dacă a fost în stare să dea fiul risipitor care știa că va risipi, oare nu știe Tatăl când pleacă copilului de acasă ce va face cu ce are? Nu știe. Fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar el trăia în casa aceea, în curtea aceea, în gospodăria aceea, nu ca un fiu, ci ca un rob. El trăia ca un rob, care nu are drepturi. Întrebarea este de ce? Și cu asta vom încheia. Întrebarea este de ce trăia ca un rob? De ce trăia fără să gândească că el este fiu acolo? De ce trăia ca un rob? Vreau să vă spun că scurta mea prezentare de astăzi aș vrea să poarte titlul acesta. Umilința este dovada legăturii cu cerul. Umilința este dovada legăturii cu cerul. Nu este o dovadă a legăturii cu cerul a adventiștilor de ziua șaptea că ei sunt păzitori, ținători, păstrători, nu fac asta, nu fac ailaltă, nu fac asta, nu fac ailaltă, pentru că aici este cine? Fiul cel mare. Dacă ei nu au o relație cu Tatăl. Preoții la templu, la sanctuar, veneau să aducă jertfe. Pentru cine? Pentru popor, înaintea lui Dumnezeu. Nu găsim noi la sanctuar preoți care sunt uciși pe loc? Aduceau jertfe. Tăiau animale. Ridicau mâinile și binecuvântau poporul. Înălțau anumite rugăciuni și spunea ceva când veneau păcătoși și plecau înapoi acasă. Dar ei nu aveau o relație cu Dumnezeu. Pentru că erau prea mândri să mai aibă o relație cu Dumnezeu. Prea merituoși. Eu ți-am slujit, eu am făcut și ca dovadă merit și eu măcar puțin. Măcar un iet merit, zice el. Chiar așa, fiule. Când totul este al tău, tu ceri doar un iet. Adică el nu vrea să ceară decât ce socoteacă merită. Frații mei, nici voi, nici eu, nici cei care ne ascultă, nici unul nu merită ceva de la Dumnezeu. Noi nu merităm. Totul ni se dă prin har. Bunătatea lui Dumnezeu ne dă. Mila lui Dumnezeu l-a primit pe Fiul Risipitor. Nu l-a primit pe Fiul Risipitor că a meritat. Păi dacă s-a pocăit, a meritat. Și dacă te pocăiești, ce? Dumnezeu putea să nu te primească. Dar nu este așa. Bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu l-a primit înapoi. Nimeni nu merită cerul. Cerul este darul lui Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu a hotărât fiul risipitor să-i dea cerul. Și unul s-a supărat. Ce zici dacă mâine se va pocăi cineva despre care tu nu vei gândi? Te vei supăra că îi va da Dumnezeu mântuirea chiar lui? Și nu o să mai fii la biserică pentru că Dumnezeu a dat mântuirea lui? Ascultați. Două, trei propoziții vreau să vă citesc din cartea Viața lui Iisus pe care mi-am adus-o cu mine. Da? Și o să închei. Cuvântul spus de Dumnezeu pentru cel întristat este: I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui. Îl voi călăuzi și îl voi mângâia. Pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Le voi preface jalea în veselie și le voi da bucurie după necazurile lor. După ce a trecut momentul și euforia tânărului bogat și a ajuns, vai de el,
o fi ajuns în bine sau în necaz? Ce promite Dumnezeu că le va da celor care au fost în necaz? Păi merită? Întrebarea se pune, cine merită? Cine merită? Ne-am putea bucura de toți care vor veni la mântuire dacă n-am socotit că unii merită și alții nu. Ne-am putea bucura de toți dacă am ajunge la concluzia că nimeni nu merită și că la toți sau tuturor ni se dă în dar. Apostolul Pavel zicea în Timotei că Iisus Hristos a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Citeam aseară din Scriptură despre Apostolul Pavel când zice și vă mai amintiți că a fost amintit și la predică, când a predicat fratele pastor, că Pavel zice despre el că Domnul, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, pentru că eu nu sunt vrednic să am numele de apostol, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Deci cei despre care noi credem că merită, ei înși zic despre ei că ei nu merită. Aceasta este cea mai sănătoasă și cea mai corectă atitudine pe care o are cel mântuit. Nu se uită în dreapta să zică, tu în ceruri, mă. Nu uită în stânga să zică, tu în ceruri. Ci el zice, eu în ceruri, asta e o minune. Înțelegeți, frații mei? Greutățile cu care avem să dăm piept pot fi foarte mult ușurate de umilința aceea care se ascunde în Hristos. Dacă avem umilința Domnului, ne vom ridica mai presus de dispreț. Ne vom ridica mai presus de refuzurile altora, de necazurile care suntem expuși în fiecare zi și ele vor înceta să răspândească întuneric asupra spiritului nostru. Mă gândesc, când fratele cel mare n-a vrut să intre în casă, puneți-vă, vă rog, pentru câteva secunde, în locul fratelui mai mic care veniți acasă, cu stima de sine la pământ, fără niciun ban, în strențe, dăsculți, flămânzi nemâncați, obosiți, disperați, te întorci înapoi. Și fratele mai mare nu intră. Ce-ți vine să faci? Înțelegeți? Dacă avem umilința Domnului Hristos, ne vom ridica mai presus de dispreț. Ne vom ridica mai presus de refuzurile altora. Ne vom ridica mai presus de necazuri la care suntem expuși în fiecare zi. Cum o fi trăit de atunci încolo mai departe fiul cel mic cu cel mare? Nu ni se spune. Pentru că urma să se finalizeze această pildă prin acceptarea că evreii nu puteau să accepte că și neamurile vor fi mântuite. Vă amintiți? Când s-a dus Petru, vă amintiți și câtă socotare a trebuit să dea? Cum te-ai dus la niște netăiați împrejur? Și când Petru le-a spus, când m-am dus în casa lui Corneliu și am predicat Evanghelia, Duhul Sfânt a venit peste ei, cum a venit și peste noi la început. Da? Da. Și ei pot să fie mântuiți și ei. Elenoi zice, nimeni n-a căzut atât de jos încât să nu găsească iertare la Iisus Hristos. Vreau să închei. Cea mai înaltă dovadă de noblețe la un creștin este stăpânirea de sine. Să fii stăpân pe tine. Nu să te ia valurile și împrejurările. Când suntem buni, când explodăm. Când suntem buni, când explodăm. Acela care atunci când e tratat cu cruzime și insulte, nu păstrează un spirit calm și încrezător, îi răpește lui Dumnezeu dreptul de a descoperi în el desăvârșirea sa de caracter. Și acum ultima propoziție. Umilința inimii este tăria care dă biruința. Biruința urmașului Hristos, ea este dovada legăturilor lor cu cerul. Cea mai bună dovadă că tu care vii la Biserica Adventistă îi aparții lui Dumnezeu nu este că știi multe, că predici bine, că te rogi frumos, cânți frumos, că dai bani mulți, ci cea mai sigură dovadă că tu ești în legătură cu cerul este că tu ești umil și te asemeni cu Iisus Hristos. Gata să-i primești pe toți lângă tine. Așa a făcut Iisus când a primit-o pe Maria, așa a făcut Iisus când a primit pe Matei, pe Simon, i-a primit pe toți. Pentru că el venise să caută și să mântuiască ce era pierdut. Umilința îi primește pe toți lângă el. Mândria nu poate să-i suporte. Pilda aceasta se încheie și nu știm dacă fratele a intrat sau nu.
Pentru că această pildă este în desfășurare și nu știm dacă astăzi noi suntem gata să-i primim pe cei care vor veni atât de păcătoși din lumea aceasta și au cheltuit tot. Vestea bună este că Dumnezeu îi va primi. Că Tatăl, când îi vede, aleargă în calea lor și ia în brațe și îi sărută. Și taie visorul cel îngrășat și pune o masă de bucurie și invită pe toți. Cine va intra, se va bucura. Cine va rămâne afară, nu uitați că mergând pe firul acesta al gândirii, afară este întunericul, plânsul și scrâșnirea dinților. Cea mai înaltă dovadă a legăturilor noastre cu cerul este umilința. Dumnezeu poate să mântuiască pe oricine. Dumnezeu să ne ajute să fim umili într-o lume atât de mândră, să fim smeriți. Domnul Iisus zicea, hai să mai citesc un verset și cu ăsta închei. În Matei capitolul 11, știți că sunt foarte cunoscute aceste versete, Matei capitolul 11, versetul 28 și 29 zice așa: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. De la cine să învățăm să fim blând și smeriți? De la Iisus. El așa a fost. Blând și smerit. Să învățăm de la El, să fim ca El și purtând chipul Lui, vom ajunge și noi cu El în Împărăția Lui Dumnezeu.